Piramidele egiptene se înalță ca niște străjeri ai timpului în mijlocul deșertului. Timp de secole, aceste structuri maestuoase ne-au captivat imaginația. Grandoarea lor și designul complex inspiră uimire și curiozitate. Cum au reușit vechii egipteni să construiască aceste morminte monumentale? Ce secrete se ascund în camerele lor? Piramidele sunt mai mult decât simple morminte. Ele sunt dovezi ale ingeniozității și ambiției unei civilizații care a înflorit cu mii de ani în urmă. Ne oferă o privire în lumea faraonilor, a zeilor și a misterelor vieții de apoi. Haideți să pătrundem împreună în secretele piramidelor egiptene, explorând atât istoria antică, cât și descoperirile moderne. Piramidele au fost construite ca morminte pentru faraonii Egiptului antic. Faraonii erau considerați conducători divini, atât regi cât și zei. Egiptenii credeau în viața de apoi, o călătorie pe care faraonul o începea după moarte. Piramidele au fost proiectate pentru a proteja trupul și bunurile faraonului pentru această călătorie. Primele piramide aveau o structură în trepte, evoluând în timp spre piramidele cu fețe nete pe care le vedem astăzi. Cele mai faimoase piramide sunt situate la Giza, la marginea orașului Cairo din prezent. Marea piramidă din Giza, construită de faraonul Cheops, este cea mai mare și mai veche dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Construcția piramidelor rămâne un subiect de dezbatere și fascinație. Cum au reușit egiptenii să transporte și să ridice milioane de tone de piatră, fără tehnologia modernă? Teoriile abundă, de la rampe și pârghii ingenioase până la intervenții extraterestre. Majoritatea arheologilor cred că a fost folosită o combinație de ingeniozitate umană și forță de muncă calificată. Blocuri uriașe de piatră extrase din carierele din apropiere erau transportate cu ajutorul unor săni și role de lemn. Rampe construite din pământ și cărămidă erau folosite pentru a urca blocurile pe laturile piramidei. Mii de muncitori pricepuți, nu sclavi, au lucrat neobosit la aceste proiecte. Ultimele decenii au fost martore la o creștere a descoperirilor arheologice în siturile piramidelor. Noile tehnologii, precum radarul de penetrare a solului și termografia în infraroșu, ne-au permis să privim sub nisipurile timpului. Camere ascunse, pasaje secrete și chiar gropi pentru bărci au fost descoperite, dezvăluind noi perspective asupra construcției piramidelor și a credințelor vechilor egipteni. O descoperire remarcabilă a fost marele vid din interiorul Marii Piramide din Giza. Detectat cu ajutorul imagisticii cu raze cosmice, acest spațiu mare necunoscut se află deasupra Marii Galerii și rămâne neexplorat. Scopul său este încă un mister, alimentând speculații și entuziasm în rândul arheologilor. Tehnologia modernă joacă un rol crucial în dezlegarea misterelor piramidelor. Tehnicile neinvazive ne permit să explorăm aceste structuri antice fără a le deteriora. Scanarea laser 3D creează modele digitale de înaltă precizie, ajutând la conservarea și cercetarea lor. Termografia în infraroșu ajută la identificarea diferențelor de temperatură din interiorul piramidelor, dezvăluind camere sau pasaje ascunse. Analiza polenului antic, a prafului și a altor dovezi microscopice oferă informații despre mediul și materialele folosite la construcția piramidelor. Piramidele egiptene continuă să ne captiveze și să ne intrige. În ciuda secolelor de studiu, ele ascund încă multe secrete. Noile descoperiri și interpretări ne reamintesc că abia începem să înțelegem amploarea civilizației egiptene antice. Piramidele sunt o dovadă a capacității spiritului uman pentru inovație, perseverență și artă. Ele rămân o amintire a misterelor înglobate sub nisipurile timpului, așteptând să fie descoperite de generațiile viitoare de exploratori și arheologi.